Ne vom opri prin plana Geneza 2 și 3, dar vom folosi exemple și din alte cărți ale Scripturii, pentru un cuvânt pe care l-am intitulat Alege, între interdicții libere și interdicții forțate. Cum știți, Dumnezeu, când a așezat pe om în grădina Edenului, scrie în Geneza 2, i-a dat porunca aceasta, versetul 16. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină. Și nu știu câte soiuri de pomere au acolo, dar cu siguranță că avea opțiuni suficiente. Dar, interdicție. Din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca de timp, vei muri negreșit. Eu nu știu, dar acolo era o linie roșie, o marcare ceva, dacă era o inscripție sau a rămas numai porunca aceea. Dar n-a fost greu să fie ținută minte, când a întrebat-o Satan pe Eva, scrie în Geneza capitolul 3, dacă Dumnezeu le-a pus interdicția acolo, măcar că a pus-o sub semn întrebării, dacă da sau dacă nu, i-a zis versetul 2 și 3, putem să mâncăm din rodul pomelor din grădină. Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el. Și i-a adăugat, a spune eu unui comentariu, nici să nu vă atingeți de el, ca să nu muriți. Să nu mănânci, nici să nu te atingi. Interdicția era foarte clară. Acum vă întreb. Pe copiii, pe tine, vă plac interdicțiile. Când îi se spune să nu. Nu știu ce interdicții v-au pus părinții, poate legat de telefoane, de internet, de tipul care îl petrece, de aplicațiile pe care le accesați. Poate v-au pus și medici anumite interdicții la anumite alimente sau anumite activități. Poliția pune interdicții, accesul interzis, nu? În fața autorităților. În adunare, nu? Aveți interdicții, aveți? Să nu. Dar dintre aceste interdicții, unele sunt libere. Că, de exemplu, poliția poate pune acolo, sau lucrătorii de la drum, anumite obiecte și nu mai poți să treci la drum. Dar dacă e doar un semn accesului interzis, poți să treci, nu? Cel puțin până un alt. Dragii mei, este plină Biblia de astăzi de interdicții. Dumnezeu, când le-a adus pe evrei la muntele Sinai, le-a dat cele două table cu 10 porunci. Și dacă bine am numărat acum aici la Ambon, în cele 10 porunci, de vreo 12 le apare expresia să nu. De fapt, tot erau interdicții. Și dacă citim în detalii și alte cărți de cele scrise de Moise, Pentateuc, de foarte multe ori, în total, spun evrei, aveau sute de interdicții. Dar majoritatea dintre ele, sub acest aspect chiar toate, dacă mă gândesc și la porunci, toate erau interdicții libere. Să nu faci ultare lucru, să nu te duci acolo, să nu te atingi. Hai să mă opresc și la alte pasaje din Scripturi, în a evidenția aceasta. Spune Apostolul Pavel în Efeseni, în capitolul 5, citesc de la versetul 3, curvia sau orice alt fel de necurăție sau lăcomia de avere, să nu stârnic omenit între voi așa cum se cuvine unor sfinți, versetul 4, să nu se audă nici cuvinte de porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Și interdicțiile astea din nou apar sub o incidență gravă, ca și în Eden. Să nu faci că mor dacă faci. Versetul 5. Că știți bine că niciun curvat, niciun stricat, niciun lacul de avere, unde are o interdicție, care este un închinător la Eter, n-are parte de moștenire din Împărăția lui Dumnezeu.
Nimeni să nu vorbește cu vorbe de șapte. Dar trăind azi mei probleme a libertății, nu? Când a fost mai multă libertate decât acum, însăși mentalitatea asta de postmodernism, totul e liber, nu? Și uneori încercăm să justificăm și cu Scriptura libertatea pe care ne-o dorim și spunem în Corinteni 6 cu 12 și place la mulți versetul acesta. Toate lucrurile sunt îngăduite, gata cu interdicțiile astea, țin de Vechiul Testament, de lege. Dar dintre cele permise ca pomii din grădină, noi, ca oameni înțelepți, pentru că rețineți Dumnezeu, le-a spus întâi, nu-i voi să atingi de pomă ta, să suficienți pomi din care să mâncați. Toate sunt îngăduite. Dar nu toate sunt de folos. Chiar că gândindu-mă la pomi din grădină, poate nu era de folos să mănânce prea mult ceva dintr-un pom, nu? Pentru că am în diverse plan alimentar. Toate sunt îngăduite, dar să nu pună ceva stăpânire pe noi. Capitolul 10, versetul 23. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Adică, în domeniile unde avem liber, trebuie să evaluăm singur, Dumnezeu ne-a lăsat libertate, ce-i potrivit, care-i măsura, cât este de ajuns. Nu? Dumnezeu te lasă să mănânci ce vrei, poți să te scoți cum vrei, să muncești cât vrei, dar trebuie să potrivești tu, nu? Nu mănânci peste măsură, nu dormi peste măsură, nu lucrezi peste măsură. Ai libertate. Multe libertăți. Poate nu este nicio interdicție să nu faci cu tare. Dar acum am întors din nou la Efesem 5. Și ascultați ce scrie. De la versetul 8-7 continuă interdicție să nu vă împovărășiți, că asta e periculos. Versetul 10. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului. Cum a zis Dumnezeu să mănânce Adam și Eva din pom? După plăcere. Să ne corectăm plăcerile cu plăcerile lui Dumnezeu și poftă bună, avem multe, multe libertăți. Și acum să asculte cei cărora tare le place versetul, toate sunt îngăduite. Că nu se referă la toți pomii, numai la cei mai mulți pomii. Versetul 11. Să nu luați deloc parte, aici interdicție totală, la lucrări de lucrarea întunericului, bancă mai degrabă o sândițele. Amin? Trec mai departe și mă întorc la pasajul din Geneta, din capitolul 2 și 3, cum v-am spus. Spune aici că a venit diavolul, Geneza 3, și o provoacă pe Eva. Cu alte cuvinte, v-a să zică, aveți o interdicție, da? Și să vă spun eu de ce m-a pus a dat Dumnezeu interdicția asta. L-ați văzut pe el cum arată și capacitatea are. Dacă voi ați trece peste interdicția aceasta, ați deveni ca el. Extraordinar. Imaginez că s-a uitat Eva la Adam și a zis, când o să mă uit următoarea dată la Adam după ce mănânc din pom, o să mă uit ca la Dumnezeu. Rosar. Dar mai mult decât atât. Scrie aici în versetul 6, femeia a văzut că pomul era bun de mâncat. Adică după mințiuța ei, cum zice românul, păi de ce să fie rău în asta? Eu nici nu înțeleg de ce Dumnezeu ne-a ocupat, dar ce e rău în asta? Ei pare bun. Nu știu dacă a diferit la coroană sau forma fructelor, deci era pom din grădină. Dar mai mult, și plăcut la privire, a rămas fascinată. Dacă avea aparat de fotografie, îi facea o poză, sigur. Păi de extraordinar. Dragii mei, Satan aude pe acum. L-a întrebat Dumnezeu la două ședințe consecutive, scrise în cartea eu, unde e? Este tot am fost pe pământ, știți ce faci? Le spune la oameni că acolo unde Dumnezeu îi voi, acolo e mai grozav. Asta e mai dulce, mai bun. Să vă explic din cartea Proverbelor, din Proverbele Satan. Scrie
în Proverbe, capitolul 9. Și cu siguranță nu vă și la Londra. Ascultați versetul 13. Nebunia o femeie călătoasă strigă la trecător. Versetul 17. Apele furate sunt dulci. Pâinea luată de ascuns este plăcută. 1 cu 10. Îmi învață pe tineri, dar se prindă în afară și este ilicite. 1 cu 10. Dacă niște păcători vor să te amăjească, dacă vor ci vină cu noi, o să câștigi. Versetul 13. Vom avea tot felul de lucruri scumpe, ne vom umple casele, vei avea și tu partea ta. Vină cu noi. Sau ce spune o femeie imorală, scrie în Proverbe 7, ascultați. Bună la gură, versetul 11, ca Satana. L-am îmbrățișat, eram datoare, ne-a înțemeșit de înainte, ne-am împodobit patul, tu nici n-ai intrat într-un asemenea de lângă. Vino, versetul 8, să ne îmbătăm de dragoste până dimineață. Așa ceva. Păi nu așa scrie pe toate ecranele, nu? Fie că e vorba de mâncare, fie că e vorba de chestiuni morale, fie ceva senzațional. Și apoi să ne ducem iar la bunicuța noastră, la Eva, să întrebăm grozavă a fost. Păi nu știu, când l-a băgat pe, l-a pus pe limbă, deja s-a ars. Dar dintr-o dată, în loc să-l vadă pe Adam în postura de Dumnezeu, l-a văzut gol. Păi el n-avea o gândă, înseamnă că aia spus că e gol. Mai întâi. Când s-a uitat Adam spre ea, ei, prințesa mea ce-ai pățit? Dragii mei, îi scris în Apocalipsa 12 că Satana înșală întreaga lume. Știți cu ce? În care spune oamenilor că nu interzis acolo unde Dumnezeu a spus că interzis. Că Dumnezeu a creat pe oameni liberi și pune un interzis liber. Dacă vrei, te oprești, dacă nu, îți dai drumul. Cine te poate opri? Nu, că deja ești mare și legea te lasă de acum, nu? Să faci ce vrei. Da. Asta este realitatea spirituală prin planul și fizică în care trăim. E tentant. Spunea o fată, frate, tu știi cum îmi imaginez eu un băiat când vine la mine și când mă va lua în braț, că vor fi la nu știu cum de acel. Păi așa îi pune la droguri și la toate senzațiile. I-a zis la fata aia, lăsă să vezi cum o să fie când o să pici de acolo. Cum vă rogeți? Dumnezeu i-a spus, asta e voie, asta nu e voie. Satan a venit și a zis, e voie, m-am digrosat. Și apoi, textul de unde a citit astăzi, 3, 11, vine Dumnezeu. Nu cumva mi-a respectat interdicția? Și ai mâncat din pom din care îți poruncesem să-l mănânci? Și încep scuzele. Doamne, eram singur, nu pățeam, dar ia mai scuze. Și scuze sunt multe, dar știu, Satana folosește colegii, folosește toată tehnica, computerul, folosește autoritățile, soptește în toate felurile. Dar mă întreb, scuzele lui Adam și a Evei au ținut la ceva? Scuzele noastre sunt niște avocate care judecătorul nu ține cont. I-am angajat degeaba. Nu ajută. Vă mai întreb ceva. Când i-a luat Dumnezeu la rost, Satana a mai încercat să-i scuze? Nu le dea, dar mai apără de acum. Tot mai voia să-i păcălească. N-avea plan să-i ajute. Vedeți? Și a spus Dumnezeu, pentru că n-ați respectat interdicțiile în libertate, de acum vă pun o interdicție forțată. Și s-a citit de la versetul 22, veniți să-l împiedicăm. Dumnezeu a izgonit și cu siguranță că Adam a fi luat pe Eva să ne vină în grădină.
cherubim care se îndrătească o sare îmbrăcată ca să păzească drumul. Și acum a fost tot interzis. Dar peste aceste interese, mai cum trece? Na. Când se intră la poartă, asta este realitatea supra care a fost îndemnat să vă sesizezi. Că dacă nu respecti ce Dumnezeu ți-a spus să nu faci, de ajunge în postura să nu te mai bucuri de ceea ce ai și să-ți interzică Dumnezeu apoi multe, multe lucruri. N-am mai putut să mănânce din pomii aceia din care mâncau cu plăcere. Tinerile, acum puteți să faceți ce vreți, aveți libertate. Dar tu nu o să te mai bucuri nici de nuntă, nici de viața de familie, să fie interzis la bucurie. Da, da? Acum îți poți permite și să te drogezi. Îți poți permite și să furi. Se întâmplă cu hoții. Ei nu știe că e interzis acolo, nu? Dar după ce îl închide poliția la pușcărie, e altfel de interzis, nu? Mai tu te fură și acum, pentru că e la acolo. Dar și oamenii procedează așa, Dumnezeu cu atât mai mult. Și n-ai știut să-ți folosești libertatea și o să ajungi privat de libertate. Dar mai mult, lui Adam și Eve le-a fost încărcat de ritul. Spune aici, versetul 16, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Nu mai este și acum. Cu durere, spune la Adam, fiindcă n-ai știut să respecti interdicția, de acum trudă, nu ți-a fost bine să mănânci din pomii aceia în care le alivă. Acum trude și trudește. Hai vă întreb, le-o fi părut rău la Adam și la Eva? Puțin spus, mă, ce prostie. Dar nu mi-au spus că nu-i voie și că nu-i. Dar cum mi-a înșelat? Diavolul înșală întreaga lume. Nu știu cum s-au descurcat de afară, le-a făcut un debiu haine de piele și așa le-au dat acolo, poate și mai băgau de vină, că tu, că tu, asta. Acum vreau să iau exemple din Biblie pentru noi toți. Și să vă arăt cărând așa la fiecare situație. Și să vă pun în față să alegeți. Deschideți cu mine la 2 Samuel 13. Era un fiu al casei lui David, un fiu născut, putea să ajungă pe tron. Și pune diavolul în cap. Și discută cu un verișor al lui, jumecheraș, și zice, am luat versetul 4, îi iubesc pe Tamar, m-a prins o dragoste pentru sora asta mea, turba, nu mai puteam să mănânc și vorbesc niște lucruri. Și fărul lui instruiește cum să creeze o scenă ca să profite de ea. Se face bolnav, o cheamă, asta-i face mâncare, tatăl s-a trimis-o. Dar el a fost deranjat, erau și pe alții acolo, și că n-are poftă de mâncare, numai dacă rămâne ea. Și vrea să dea ea cu mânuța, așa. Asta, naivă, sinceră, spune. El pune mâna pe ea, versetul 11, 12, și îi spune, vreau să profit de tine. Și îi spune, nu, interdicție. Că nu mai cinstit, nu se face ceva de Israel. Unde mă duce eu cu rușinea aceasta și tu vei duce dreptul Mișel? Acum, asta era posibil atunci, nu erau frat și de tată și de mamă, cum a fost cazul la Abraham și Sare, vorbește, rog, împăratul și nu se va potrivi să fie la ta. Dar el n-au vrut să o asculte. Și-a călcat porunca a șapte, a călcat peste dorința ei, pentru mine nu există interzis. Deși ea a spus, auzi, nu-i vorba de foame să mănânci din pomul ăsta. Că tu poți să aștepți. Faci împărat o nuntă regească și mai bine de asta. Nu-ți trebuie soție, uite, poți să ai. Nu, acum. Peste interzis. Și pentru că n-a înțeles să nu violeze feșoria sorei lui, a avut interdicție la tron, a avut interdicție la o viață frumoasă,
și a avut interdicție și la viață. Și în 2 ani a murit. Că uneori interdicția înseamnă chiar moarte. Și câți bineri și tinere nu m-a ajuns să poată face nuntă de cinste madulare, nu se mai pot bucura de viață, sunt loviți de sănătatea lor și rușine. De ce? N-au știut că este interzis. Îmi spunea o familie din Irlanda, a fost la munta lor și după un an am trecut prin casa lor, își depănau în interiul de a avea o agendă frumoasă și îmi zic ei, am avut o înțelegere, să nu ne atingem unul pe celălalt. Așa ca la pom, cum a zis el. Și zice el, așa spun ca la un păstor, odată așa mi-a venit să iau un frate să-l sărute de și a zis de acolo, nu mă atinge. Așa ne-am înțeles. Dar zice, dar să spun și eu că odată mi-a venit să-i sari un brațe. Și apoi îmi dori să spună, nu mă atinge. Când primul sărut ne l-a dat în ziua anunții, când s-a adus cu servirea mesei de la prăjituri. Că ne-am dus într-o sală să relatăm nu știu ce și așa de frumos este că am putut să respectăm interdicțiile. Da, vă dau un caz pozitiv. Eu sunt. Ajunge în Egipt, nu știți, fără tata, fără mama, pe smenea, o străine, geneta 39, este provocat, o repetat, sistem de tărbuna asta, o Potifa, și spune el în versetul 8, Geneza 39, vezi că stăpânul meu nu cere să o deală de mine prin casă și mi-a dat pe mână tot ce are? Am primit de tot! El nu este mai mare decât mine casa aceasta și nu mi-a oprit nimeni afară de tine. Orice ce putea eu să pună mâna? V-am început, orice ce punea mâna era binecuvântat. Dar nu putea să pună mâna pe ea. Intervenție. Măi, dar ea chiar l-a provocat să pună mâna. Îmi spunea un bărbat însurat. Că Satana umblă printre sfinți, că eu prin din cere. Și a mers undeva la rugăciune, că se mai întâmplă și astfel de nebunii. Și o soră cheamă de o parte care să-i spună ceva. Deschide de clăuchel, spune, vreau să te fac fericit. Am deschis-o și așa. Da. Mă spune un băiat de la clasa 11. Ce-mi sare o colegă în brațe și spune, ești singurul virgin din clasă. Da. Și m-am tras cu respect și am ieșit afară în pauză. Tineri, băieți și fete care știu de linie roșu, peste care pot să treci. Nu-i gata. Dar vezi că apoi se pune gata. Și nu o să mai poți trece pe acolo. Dacă nu știi de linie roșie, se pune gata de tot. Ai interzis chiar de la rai uneori. Ia un alt caz pentru cei că se cărți. 2 Samuel 11. Evrei la război, David se plimbă, naviga pe internet. Dacă ar fi să actualizezi datele, peste tot 2. Și a zărit de acolo o femeie care se scălda. Noi, fetelor, femeilor, este interzis să te dezvolești în public. Eu am citit în istorie că în antichitate, păgânii, de exemplu la greci, sporturile nautice se practicau rud. A venit creștinismul, a interzis cu jocul olimpice, după, dacă nu greșesc în secolul IV. Dar, începând cu secolul XX, în mod deosebit, de când cu revoluția feministă, revoluția sexuală, pentru că undeva pe 1800 și chiar dacă se mergea la apă, mergeau îmbrăcați. Bărbați într-un loc, femeile n-au loc. Am fost în Suedia și m-au dat frații la un lac. N-am văzut, ne-am oprit, dar trebuie acolo pe drum, cu inscripție. Primul loc din Europa unde bărbații s-au permis să meargă la apă împreună cu femeile. Dar încă după o dată, după de-a în zonă de pe glob, dacă îi prindea cu un echipament, nu dintr-o bucată, am ne dat prăiția pe frate. Dar în rest, nu știi ce se întâmplă, că mi-s fială să spun. Libertate fără norme. Și le spuneam bine seara și la tineri cu un predicator de aici, în Londra, pe lume.
Cineva mi-a permis o registrare scurtă, îl întreba, e voie să ne arăt după pocăiții la plajă? Zice, numai pocăiții sunt, nu mai știu cum am zis, la minte. Oamenii din lume se duc și n-au nicio problemă. Ce interzicție? Măi, David avea 50 de ani după socoteala mea când o pățit asta. Și am văzut-o pe asta desfoiată. Dar ce n-avea pomea acasă? Păi putea după plăcere de să aleagă vreo doamnă, că avea de acolo, nu? Era una frumoasă, adică e la altă, vreau să mai menge, adică la altă, Israel. Dar așa spune satana, măi, din câte avea, avea și ție toare, că asta-i vorba. De ce ne-ai dat tot cap, trunchi și picioare? Că toate celelalte. Și nu s-a putut, s-a trecut peste porunca a șaptea. Și pentru că David n-a înțeles pe interdicție, i-a pus Dumnezeu altă interdicție. Pentru că în palatul lui n-a știut unde nu-i voie, l-a scos Dumnezeu din palat. L-a fugărit fiul său Absalom, se scrie mai departe aici în 2 Samuel, că a plecat de scurt, a plecat plângând, cu capul acoperit de sărână și plângeau toți în jur, afară, jos de pământ. A rămas bolnav toată viața. Salmul 38, ce rănile miros greu din pricina urma nebuniei mele. Da. Vedeți ce ne alegem când trecem peste interdicții? Foarte interdicții, forțate, cu durere, suferințe ca Eva, cu durere ca Adam, cu necasca David, i-a murit copiii. Doamne, dă-ne harul să pricepem, fii atât de înțelept să te ascultăm. Și scrie aici, în acest capitol, că i-a dat Dumnezeu o lecție prin urie. Îl cheamă acasă să-și mascheze faptul. Și David îi spune, după ce așa îi cere informații de pe tron, versetul 8, coboară de acasă, spală-ți picioară, bucură-te de familia ta, pe care el o nenorocise, am putea spune. Dar unii s-a plăcat la poarta ca să-i împărătești cu slujitor, slujitorii împăratului și nu s-a dus acasă. A toate știri lui David, nu s-a coborât acasă. Lăbitoare din călătorie, motivații, tu ai fi îndreptățit să treci peste asta, nu? Chivotul lui Israel și Iuda sunt din corp. Domnul meu, slujitorii sunt tăvărți în câmp. Eu să mănânc, să mă culc cu nevasta? Eu, Domnul, nu va, tăvic. Ce credeți când eu spus asta, nu l-am înțepat pe David la el? Măi, dacă a dat numai colțul, m-am dat la teama lui sau la bătăi, m-a dat acum. Uite ce înseamnă pentru urie interdicție. Nu. Și l-am îmbătat, tot la mea. Să-i dea Dumnezeu, repet, o lecție. Stimați frați și surori, poate aveți și aici interdicții, nu? Respectați-le, e mult mai bine. Era în anul 2021, eram în conferință pastorală la Oradea, în Biserica Speranță. Și un tânăr prolog de la Puierin, a avut o vedenie, a apărut în față o biserică, mult real, fizic, așa cum arăta. Și o soră, o doamnă, urcați prea în vol. Biblia deschisă pe fiecare treabă. Am dat o călcat cu tocul pe versetul care scrie de acoperirea capului. Și imediat cum mi s-a dat filmul de vedenie, a văzut în Biblia de la Ancon, totul scrie de acoperirea capului, se făcea acolo și la Ancon. Și când se citească predicată de acolo, că vedea citit că era acolo, i-a decupat. Și ne se derupe vedenia, prorocul ăsta vocea Domnului care a spus așa, cu această femeie și cu slujitorii din biserica aceea, mă voi judeca în ziua venirii mele. Și vederea s-a zis. Cine nu respectă ce Dumnezeu spune, pățește ca Adam și Eva. Le închide Dumnezeu ușa la rai. Dar ce e rău în asta? Cineva mi-a trebuit recent un video, scurs pe WhatsApp, despre o soră.
colega noastră care spunea, vă spun eu că e liber ca femeile să predice. Și-a început să citească cum Dumnezeu spune la femei convian, că dar toate interpretații greșit. Că Acuia și Priscila, deși Priscila i-au explicat lui Apollo, da, dar Biblia spune foarte clar, femeia să înlocuiască în adunare, în public, dar pot să învețe pe cele pe tinere, pe teme de familie, nu alte subiecte doctrinare. Și femeia rămâne stupită, că este mai vulnerabilă, scrie în Timotei 2, Biblia e foarte clar. Interzis acum. Accept sau să nu accept, dar în urmă, de ideea că scrie în Apocalipsa pe cine adaugă, te adaugă un lucru și te scoate, îi scoate drept. Dumnezeu să se îndure de noi. Hai să trec mai departe. Iosua, capitolul 6. În 6 și în 7 scrie că Dumnezeu, când au cucerit Ierihonul, le-a spus, de-aia n-a nevoie să vadă nimeni. 6 cu 18. Feriți-vă ce va fi dat spre nimicire. Dacă vezi oameni, tabăra va fi dată spre nimicire și o vezi din orice. Știți, înfrângerea în fața cetății Ai și până la urmă se află prin sorți vinovatul Acan, versetul 20 din capitolul 6. E adevărat că am păcătuit. Dumnezeu a spus să nu iau, eu am luat. Interdicții în domeniul material. Am văzut în pradă manta frumoasă de șmear, 200 sicle de argint, o placă de aur îngălutată de 5 de sicle, le-am poftit și le-am luat, dar pentru a spunea să nu poftești. Sunt acolo în cort, nici măcar n-a putut să o poartă sau să folosească banii aceia, a fost ascuns acolo sub pământ. Și pentru că n-a înțeles care interdicție la Ierihon, a avut interdicție la Canaan. Aici era o interdicție liberă, de acolo interdicție forțată. Alege între interdicții libere și interdicții forțate. Și am uit toată casa, că probabil au vinovat, au văzut și ei unde le-a ascuns. Dar ce frumos exemplu pozitiv aș putea să dau pe Avram, care sunt împăratul Sodomei, scrie în Geneza 14, ține bogățiile pentru tine, nimic pentru tine. Ce frumos, nu? Nu e al meu. Nu voi lua, scrie, spune Avram acolo, scrie Moise, nimic din ce este al tău. Sunteți corect, așa cum zicea Levitic, la măsurile de greutate, de lungime, nu e al tău. Alea la un frate vorbă, spunea mai, din bani bun mai al satan, dar de-aia era ea tot. Și cum ai făcut, cum zice mica unul, din plăs de curbe ai făcut, în plăs de curbe se vor preface. Diavolul poate să spună că e dreptul tău, că e ceva frumos, că e ceva ce-ți place. Te interdic. M-am mirat când o soră la vreo 60 de ani și mi-a spus, frate, am slăbiciunea asta și este o boală, nu știu ce procent din populație are. Să pună mâna pe ceva ce să ia. Nu am nevoie. Nu pot dreapta. Domnul să aibă milă de noi. Alte interdicții. 2 Cronici, 20. Și 6. Împăratul Ozia, ostacitat, spune aici în versetul 15, partea finală, un chip minunat, a fost foarte bun. A inventat arme, avea o agricultură, supuși. De toate. Versetul 16, dar Penin a ajuns puternic, inima i s-a înălțat și l-a dus la pieire. A păcătuit împotriva Domnului, intrând în templul Domnului, ca să ardă pe voi pe altar. Preotul la țară a intrat pe un punct de oameni, de oameni de inimă, care s-au împotrivit împăratului Ozia și au zis, n-ai drept, asta nu-i pentru tine, ai interzis? Încă i-a blocat ușa templului, nu, era o pierdea, la unui Domnul, unde era cort. Și pentru că n-a înțeles că slujba aia cu interdicție pentru el, l-a lovit Domnul cu lepră, și a avut interdicții după aceea. Nici în casa nu mi-a putut sta. Nici pe tron nu mi-a putut sta. Afară, izolat. Interdicție. Întreb iar, ar fi părut rău? Da. Am întâlnit un suedea, un bieton care s-a amestecat în lucrurile sfinte. Și a pus Dumnezeu interdicție, a luat puterea, sănătatea.
Și spunea mereu, repeta eu la mă, urechile mele, să nu te amesteci în lucrurile lui Domnului. Un tânăr bărbat care spune, ce, noi putem să dăm cina Domnului? I s-a spart paharul în mână. Ce licore, și noi putem pica Moise. În core și cu ceata lui, că fiind nu era la urmă. Le-a pus Dumnezeu interdicția lui. Și unele interdicții sunt chiar cu mare. Nu mai intre în Canaan. Exemplele pot să continue. Aș m-a amintit treacă, Dumnezeu le-a spus evreilor, dar șaptele ani, apropo că venit la adunare, interzis să muncești când e timp de adunare. În al șaptele ani să se citească legea. Nimeni să nu seamănă pământul, da. Se spune Dumnezeu ca să nu pot intra grădina, nu? Și o să mănați, peste șapte ani o să mănați. Dumnezeu numai tot o țară, încă unul. Și apoi a făcut socoteala și o scot de țară câți ani? Câți ani trebuia pământul să odihnească oameni cu duve din țară? Că încă era o rogă, că mai interdicție forțată. Nu respect interdicția liberă, vine interdicția forțată. Și acum, în încheiere, dragii mei, după ce m-am dat câteva exemple în diferite domenii, după ce am văzut exemplul protopărinților noștri, ce înseamnă să nu respecti unde Dumnezeu spune să nu te duci, să nu faci, că mor. Și Satana spune, da, de. Și se găsesc atâția care dau libertăți. Este în defavoarea noastră. Iată ce vă spun în încheiere. Scrie în Geneza 2. Versetul 1, ascultă. Domnul Dumnezeu a putut să răsară din pământ tot felul de pom plăcus la vedere și bun la mâncare. Și pomul vieții în mijlocul grădinii. După ce spune Eva că din pomul din mijlocul grădinii veștere, înțeleg că pomul vieții și pomul cunoștinței era unul în alt, doar unul doi la mijloc, unul la fere, că vine să nu dea de ei. Și acum întreba. De ce n-au mâncat, n-au gustat de pomul vieții? Nu era interzis. Altă întrebare, mai de fond. De ce Dumnezeu nu le-a spus alți pom cum îi cheamă și ce efect au? De ce le-a spus de pomul ăsta că e pomul vieții? Da? Eu înțeleg următoare. Ce zice Deuteronom 30 de la 15. Spun înainte viața și moartea, pindele și rău. Adică Dumnezeu când a făcut referit la pomul vieții, le-a dat o sugestie. În stare viață în el, dar Dumnezeu nu a făcut. Să mâncăm neapărat pomul vieții. Dar de acolo nu s-a trebuit să mănânci. Adică Dumnezeu în Scriptură ne spune, sunt lucruri interzise, dar ne dă așa o idee. O direcție. Cum spunea Domnul Matei 6:33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și alte nevoi și alte lucruri necesare, mi se vor da pe deasupra. Ați prins și voi invitația asta a Domnului. Cu spas, vedeți ce bun este Domnul. Dedicați-vă celor sfinte, rugăciuni, cercetării Scripturii, cântări, lucrurilor sfinte. Cu spas din asta. Aveai interdicție la Domnul? Nu, aveam chiar o indicație, oarecum indirectă, ca Dumnezeu să lase libertate, nu cumva Satana să spună, păi tu le-ai spus că neapărat să mănânci de acolo. Spune, nu, după ce. Dar, tocmai acolo ar fi vrut ei să ajungă și să guste, spune în capitolul 3, și acolo le-a interzis Dumnezeu. Acum așa ar fi dat ei seama. Ei, de acolo trebuie să gustați. Și câți oameni spun, măi, dacă aș mai trăi eu, da. Mă-i vorba în popor că la Român mintea e bună la urmă. Na. Dar zice în Proverbe 5, cum n-am ascultat eu glasul învățătorilor mei? Cum m-am nenorocit eu? Îmi spunea o soră, zice, m-am căsătorit greșit. Totul când vine, când pleacă. Și eu întreb, dar măcar la început a fost bine, o vreme. Ce nu, că din ziua noastră eu fost gelosul, că abia așteaptă să iasă în intrarea video să-mi arate că m-am uitat după un băiat de adunare când era mireasă. Dar cum ai reușit să te nenorocești așa? Frate, spune, n-am ascultat de nimeni. Ba, da, ai ascultat de Satana, de șoaptele lui, să fi spus că e drăguț, că e interesant. Am înduce tata și mama. Nu, nu, nu. Auzi,
Ascultă sfaturile ca să fii înțelept pe viitor și gustă din bunul vieții. Nu asculta faptele ce vrei. Dacă i-ar fi gustat din pomul vieții, ce frumusețe, ce plăcere ar fi fost. Cine nu le lasă gustă din pomul? Faptele de alu. Prostia noastră, zis așa pe românești. Mă tot întreb eu și cu asta am încheiat. Mă, de ce n-am putea să fim noi pocăiți de roda de ce? Nu se mai iei în discuție, ce aia nu-i voie, când după un lucru de un studiu vine întrebări. Și tot din asta întreabă, de ce nu-i voia? Păi de ce întreba și-i voie? E voie să postim, e voie să ne sfințim, e voie să purtăm de Domnul cu toată inima. Tot vin și mesaje din partea Domnului. Acum e vremea să ne pregătim prin vremuri grele. Dar cum? Trece viața, moartea, vorba de veșnicie. Cum zice în a doua Petru că Dumnezeu ne-a pus totul la îndemână? Cum să nu ne dăm toate serințele să avem o intrare slobodă, sigură, de belșug în Împărăția lui Dumnezeu? Dar îmi văd așa niște pocăiți molatici, nici nu știu ce m-a cumpărat. Mânia sau mânia? Păi de ce nu vă preocupați cu Scriptura? E pomul vieții lângă voi, mă, dar gustați până vă săsurați. Nu-i voie cu toate lucruri. Tu vrei să fie voie, voie, o să vezi că nu era bine să fie voie. Aș vrea să rămâneți două ideea în prim plan că e ceva interzis și că e ceva indicat așa finul. Gustă din pomul vieții. Din ăsta la anul. Dar gustă din ăsta e pus acolo, mișcă. Alți oameni din alte culturi, copii din alte religii, n-au acces la ceea ce voi aveți. Puteți să aveți har, aveți favoare. Ei sunt în demâna voastră, mijlocul rădinii, mijlocul adunării. Dumnezeu să ne dea har de astăzi să-L căutăm cu toată inima. Păi nu așa e scris, cu toată puterea, cu toată râna. Dumnezeu să ne ajute. Împărăția, dragii mei, să ia cu năval. Vă îndemn, vă indic să stăm în jurul pomului vieții. Și din ceilalți pom, nu că așa, nu că ne voiește. Iar când despre pomul cunoștinței binelui și răului și toate șoaptele satanii, să fim surți ca robul Domnului. Și oricum ca el, ca să n-ascultăm nimic, să rămână deavolul cu marfa lui în soare. Iar ce Domnul ne oferă, să gustăm și să trăim în veci. Amin. Amin.